pentru dumneavoastră în această dimineață. Mi-amintesc că am ratat de două ori ocazia de a sluji în această biserică cu alte împrejurări. Odată prin fratele Dorin Pele, care mi-a lansat invitația să slujesc la tineri. Eu slujesc de câțiva ani în anumite perioade în America, în mod special în taberele de tineret, cu familiile. De data aceasta am venit în mod special pentru o conferință pastorală aici în Michigan, împreună cu fratele Iosif Cadariu, cu care colaborăm pe România prin organizația Leader for Christ International. Și cu ocazia aceasta am slujit la conferința de tineri de la Winterfest din North Carolina și de acolo am avut câteva seminarii cu familiile în Portland la Biserica Philadelphia. Venind la conferință, mai am 3 zile, mă întorc în România, am văzut că Dumnezeu trimite zăpada după mine. Ceea ce și în North Carolina nu s-a prea întâmplat, am prins zăpadă și acolo, a fost și în Portland și văd că a venit și aici puțin. Este o bucurie pentru mine, mulțumesc fratelui păstor care a fost deschis ca să slujesc. Vreau să vă transmit ceea ce Domnul mi-a pus în inimă pentru această dimineață. E un cuvânt, în ultima vreme Dumnezeu îmi dă cuvinte profetice și e un har din partea Lui pe care îl experimentez. Și în această dimineață Domnul ne-a lansat deja o invitație la masă. Cred că dacă mi-aduc aminte din copilărie, una dintre cele mai frumoase chemări pe care o auzeam era aceasta: copii, veniți la masă. Noi avem și una dintre cântări care spune: copii, veniți la cină, iată că toate sunt gata, s-au pregătit, veniți la cină, veniți la masă. Nu există o invitație mai înălțătoare decât aceasta. Veniți la cină, veniți la masă, vreau să cinez. Unul dintre marii oameni al lui Dumnezeu spunea că ceea ce îl face pe om să se întâlnească cu realitatea sunt două lucruri. Ori iubirea necondiționată, asta schimbă omul, ori falimentul. Ori una, ori alta te întâlnește cu realitatea. Și întâlnirea cu realitatea nu este întotdeauna plăcută, dar e benefică. E benefică. Ce har e să ai oameni în jurul tău care să-ți spună adevărul în dragoste. Asta e un mare har. Și dacă ai oameni care te iubesc, să-ți spună cu iubire adevărul. Dacă ai oameni doar care te iubesc și nu-ți spun adevărul, te omoară. Tu păcătuiești, dar nu-ți dai seama. Nu au curajul să te abordeze și mergi într-o greșeală în alta până când falimentul te trezește. Falimentul trezește oamenii, să știți. Noi vedem falimentul ca fiind un mare blestem sau criza economică sau faptul că n-avem serviciu sau... Vedem asta ca fiind o mare pacoste, dar de cele mai multe ori o mare binecuvântare. Pentru că criza induce nevoia schimbării. Ne scoate din cultul confortului și ne lansează o provocare. Și abia în provocare ne dăm seama câte resurse încă mai sunt în noi, care stăteau într-o fază latentă și care aveau nevoie de o provocare. Așa că trebuie să vedem partea bună, cum Dumnezeu se folosește de toate situațiile ca să ne binecuvânteze. Ăsta este scopul. La masă, gândiți-vă, cei doi pe drumul Emausului, rătăciți, intrați în depresie, fără orizontul, fără perspectivă, fără speranță, ajung să se întâlnească cu Mântuitorul și versetul 30 din 24, Luca, spune: pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea
după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Momentul acesta în care noi stăm la masă e un moment cu o încărcătură foarte mare. E și taină, e și mister, e și supranatural, e ceva foarte profund la masă când se frânge pâinea sub ochii noștri. Dacă aș avea o pâine aici, aș frânge-o. Dar închipuiți-vă că am o pâine și o frâng. Și momentul în care Domnul frânge pâinea, vrea să spună că El se frânge pentru noi și că așteaptă ca noi să ne frângem pentru El. Crucea nu este doar faptul că Hristos a fost răstignit și ce bine e că noi beneficiem de aceste binecuvântări în urma răstignirii, ci vrea să ne spună că noi trebuie să ne răstignim. Și dacă nu înțelegem partea aceasta a doua, atunci suntem foarte păgubiți în binecuvântări. La frângerea pâinii, Domnul vrea să ne spună cât de mult mai are de zdrobit în noi. Cât de mult mai are de zdrobit în noi. Dar ce, oare ce vrea să mai zdrobească? Unul dintre lucrurile pe care Domnul vrea să le frângă odată cu frângerea pâinii în noi este frângerea intereselor personale. Asta ne întâlnește cu realitatea și noi deja avem o imagine despre noi care ne asigură un anumit confort că în ce privește interesele personale poate stăm destul de bine. E câte un sâmbure care se dezvoltă și se alimentează în funcție de câtă hrană dăm acestor sentimente, stări care sunt sub formă embrionară, minusculă. Pavel la un moment dat, când vrea să trimită un slujitor în Filipii și se uită la slujitori, știți ce constată? Toți caută foloasele lor. În politică se zice conflict de interese. Nu găsește slujitor care în viața căruia să se fi frânt interesele personale. Dar până la urmă găsește pe Timotei. Deci încă sunt exponenți care s-au lăsat zdrobiți de interesele personale. Petru are o revelație din partea lui Dumnezeu și spune: tu ești Hristosul, și imediat Domnul îi spune: înapoi a mea, Satano. De ce? Pentru că gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, adică interesele tale intră în conflict cu interesele lui Dumnezeu. Tu ești o piatră de potignire pentru mine. Pentru că te-ai interpus între mine și cruce. Eu trebuie să ajung la cruce. Acolo trebuie să mă frâng. Și tu te-ai pus ca o barieră între mine și cruce. Deci ești satană. Pentru că asta vine de la Satan. Așa și spune. Ești o piatră de potignire. Anania și Safira, ca să facă impresie, vând proprietatea, dar cu gândul interesului personal să rămână neatins. Și Petru, inspirat de Duhul Sfânt, identifică din nou pe Satana în spate. Cum de v-a umplut Satana inima să vă pervertească interesele? Și e ceva care trebuie frânt în noi la masă. Pentru că l-au cunoscut la frângerea pâinii. La frângerea pâinii ne cunoaștem și îl cunoaștem și ne raportăm cât s-a zdrobit el, cât a fost de frânt și cât mai trebuie să ne frângem noi. E o frângere la frângerea pâinii. Și Domnul vrea să realizeze asta, dacă noi ne lăsăm. L-au cunoscut la frângerea pâinii.
La frângerea pâinii, Domnul vrea să frângă noi și egoismul. Egoismul. Dacă ne uităm în Petru, când Domnul vorbește, când prin Duhul Sfânt se adresează cuvintele slujitorilor, acolo se spune să slujiți turma lui Hristos nu pentru un câștig mârșav. Acum, în accepțiunea celor mai mulți penticostali, câștigul mârșav e să plătești păstorul. Că ani de zile s-a predicat împotriva păstorului plătit care fuge când vine lupul. Și s-a făcut o doctrină. Și atunci, câștigul mârșav este să plătești păstorul. În context, n-are nimic de a face cu banii. Asta este ceva adăugat care să dea bine celor care și-au format teologia asta. Dar în context, câștigul mârșav sau câștig necinstit sau câștig pe nedrept, câștig murdar, meschin, se mai traduce, apare în momentul în care slujești, să slujiți turma, să păstoriți turma cu lepădare de sine. Imediat este explicația. E acolo un verset. Adică, Petru ceea ce vrea să spună este că ori de câte ori slujești și nu slujești cu lepădare de sine, ai câștigat ilegal. Ce să câștigi? Da, pot fi și bani. Ai câștigat poziție, ai câștigat onoare, ai câștigat un loc poate în comitet, ai câștigat un loc în față, ori de câte ori cânti și nu o faci cu lepădare de sine, ai câștigat timpul altora, dar ai pierdut enorm în fața lui Dumnezeu. Pentru că nimic nu detestă Dumnezeu mai mult în viața slujitorilor decât mândria, aroganța, semeția, fudulia, prostia, dorința de a te afirma, afirmarea de sine. Și Petru spune, câștigul mârșav e ori de câte ori faci o slujbă, nu contează, poți să dai bani în numele Domnului cuiva, dar îi dai cu gândul să se simtă obligat că i-ai dat. Și tu ai câștigat în fața lui, dar ai pierdut în fața lui Dumnezeu, pentru că n-ai făcut-o cu lepădare de sine. Ori de câte ori slujim, ori de câte ori mergem, știți că putem să mergem cu mândrie? Putem să vorbim cu mândrie, putem să avem atitudine mândră, ca acel spic de grâu care e bogat, a plecat, nu în sensul fizic a fariseii cocoșați, dar, sau cum spunea Costache Ioanid într-una din poeziile sale intitulată Pe drum de toamnă. Zicea el în această poezie, pe drum de toamnă, dintr-un car cu boi, se auzea un vuiet de butoi. Eu sunt bum, 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 butoiul care bubui pe drum. Sunt bucuros că am volum, că doar nu-s buburuz sau bolovan, să tac buștean ca ăs butoi ce zace alături bubotit ca un buboi. Și ai casei au sărit năboi cu păhărelele, zicând glumeț, hai, dă-ne o probă, maestre vorbăreț. Bum, bucuros, vă dau, dar mai domol, că să vedeți, pentru moment sunt gol. Dar tu, i-a zis butoiului vecin, nu zici nimic? Nu pot, sunt plin. Și s-au umplut paharele de vin. Și acum morala își dă tributul. Atunci când e Hristos în noi, nu mai vorbește doaga de butoi, ci conținutul. Amin. Când ești gol, atâta zgomot faci, atâta gălăgie, atâta zbatere, pentru că vrei să maschezi lipsa de substanță din interior.
De aceea și predicarea în anumite contexte s-a asociat cu și harul în funcție de strigăte. Și funcție de cât striga era harul. Cineva spunea, strigă frate, strigă că argumentele sunt slabe. Și ca să maschez goliciunea studiului și a substanței și a consistenței, trebuie să te afișezi cu ceva. Și asta e fațadă, asta e fanfaronadă, asta e fariseism, asta este o atitudine care ridică gonflația eului. Eu. Când ne vedem de neînlocuit, ne întronăm noi pe scaun și îl detronăm pe Dumnezeu. De aceea, prin laudă, când noi lăudăm pe Dumnezeu, este întronat Dumnezeu între noi. Psalmul 22:3. Dumnezeu locuiește în mijlocul, adică e întronat. Îi creăm un scaun de domnie și îl invităm să fie întronat și să detroneze firea, euul, afirmarea de sine, câștigul mărșav, câștigul ilegal, câștigul meschin, câștig care te... Nu știu dacă ați experimentat vreodată, probabil cu siguranță mulți am experimentat, o situație în care să, cineva să-ți dea un onor și tu să te simți lezat că l-ai primit. De exemplu, eu aveam sentimentul ăsta când soția era însărcinată și cineva venea și mă felicita pe mine. Așa mă simțeam de, wow, what a big deal. Cumva, sau alte situații în care îmi dădeau un onor, ceva și eu știam că nu-l merit. Așa de lezat mă simțeam. Oh, nu, vă rog frumos, mă jigniți. Dar cum se face că s-ar putea să-ți placă când găsești lingușitori? Și să zică despre tine și, oh, ești Jesus Junior. Și încep să crezi. Despre asta se zice că în poporul nostru s-a dezvoltat la fostul președinte pe vremea comuniștilor. El credea că este fiul prea iubit al poporului. Pentru că avea oameni care îi spuneau, nu e nimeni ca tine, dacă tu nu ești. Unii mai credem că dacă noi nu suntem, nu mai merge nimic bine. Mie îmi place să zic că dacă noi nu suntem, ar merge mult mai bine. De asta nu merge bine, că suntem noi. Interes personal care vizează câștigul, notorietate, funcție, popularitate, dă bine să te postezi undeva ca să te mângâie ceva, să te masejeze ceva care nu te reprezintă, ceva care nu-i pe cinstit, e ca și când primești o diplomă și n-ai fost la școală. La frângerea pâinii Domnul vrea să ne detroneze și să ne pună pe cruce. Și mai vrea să detroneze ceva în noi, duhul de dreptate. Nu găsești atâta dreptate poate la niciun popor cum găsești la români. Atâta duh de dreptate că ar trebui să facem slujbe de exorcizare. Că prea mult, lucrând cu familiile, descoper în consiliere oameni care se află în pragul divorțului, dar nimeni nu cedează, pentru că el are dreptate, ea are dreptate, dar amândoi sunt în dezastru. Dreptate, și cred că ar trebui să mai golească Domnul duhul de dreptate și să ne mai umple cu duh de milă. Pentru că mila biruie judecata. Dar mila și harul, astea nu prea sunt experimentate de mulți dintre noi. Și când ne rugăm și e vorba de altul în situație, ne rugăm, Doamne, fă dreptate! Și când e vorba de noi, Doamne, ai milă. Și ne surprindem că jucăm un teatru atunci când Dumnezeu ne întâlnește cu realitatea prin dragostea necondiționată și ne spune, te iubesc așa cum ești, dar sunt prea bun ca să te las tot așa. Vreau să te schimb. Vrea Domnul să deșertăm din inimă și să ne golim de tot ce e firesc, lumesc și drăcesc. Și să ajungem la acel punct zero al disperării. Cum spunea Pavel, nenorocitul de mine, vai de mine, sunt pierdut.
Asta vrea de fapt Domnul la frângerea pâinii, să ne izbăvească de cel rău și să lăsăm pe cel rău deocamdată, că nu neapărat primul e Satan, pe care noi dăm vina și dăm credit prea mare de multe ori. Dacă ne uităm în context, în Matei, când vorbește despre rugăciunea Tatăl nostru, izbăvește-ne de cel rău, Domnul zice imediat după textul acesta, voi care sunteți răi. Și atunci prima eliberare de cel rău este în noi. Asociatul, firea care face pact cu tot ce e rău în noi. Și prima eliberare când ne rugăm, izbăvește-ne sau salvează-ne sau scapă-ne de rău, e scapă-ne de noi înșine, Doamne. Era o carte scrisă în limba română intitulată Nu-ți sta în cale. Moody, când a fost întrebat cu privire la persoana care a creat cele mai mari probleme în viață, a zis, acea persoană sunt eu. Deci, cele mai mari probleme în viață le-am avut cu mine însumi. Dar e mult mai bine să dai vina pe altul. Deci, că din cauza lui, dacă n-ar fi fost problem, hei, lasă-i, plecăm de aici, din interior. Dacă suntem onești și dacă vrem să ne întâlnim cu realitatea. La frângerea pâinii, Domnul zice, așa cum se frânge pâinea, vreau să mai frâng în tine. Dar am dreptate. Domnul zice, da, ai dreptate, dar nu s-a frânt nimic în tine. Putem să avem dreptate, să fim corecți și în același timp greșiți. Putem. Putem să avem dreptate, dar pentru că dreptatea nu operează în dragoste, suntem pe o pistă foarte greșită. Când adevărul nu operează în dragoste, omoară. Și unii zic, dar frate, sunt sincer că eu am spus adevărul și e numai 7% ceea ce spui. Cum spui, e peste 50%. Uitați-vă în epistolele lui Ioan, mereu vorbește apostolul iubirii, dragoste, adevăr, adevăr, dragoste, de peste 70-80 de ori în epistole, dragoste, adevăr, adevăr, dragoste. Asta merg în echipă. Pentru că ceea ce schimbă un om e dragostea necondiționată sau falimentul. Ceva trebuie să te întâlnească ca să te întâlnești cu adevăratul om din viața ta. Și zici, wow, când ești în faliment, atunci îți pui pentru prima dată întrebarea, vai, ce-am făcut? Eu cel real, nu eu cel spiritual, nu eu cel social, nu eu cel profesional, nu eu cel rolurile pe care le jucăm. Eu cel ce-am făcut eu. La frângerea pâinii, Domnul vrea să ne scape de noi înșine, să ne golească. Spune într-o traducere în limba română despre iertare în rugăciunea Tatăl nostru și ne iartă după cum iertăm, spune așa, și ne iartă nouă greșelile noastre după cum și noi am iertat greșelile comise împotriva noastră și am renunțat la orice resentiment. Când nu iertăm, spune Matei 18, că vor fi dați pe mâna chinuitorilor. Și termenul aici este trimiterea la demoni, expunerea la un mediu distrugător. Când cineva nu dă iertarea, foarte greu ne este să iertăm. De ce oare? Neiertarea are două capete. La un capăt îl leagă pe cel pe care nu vreau să-l iert și la un capăt mă leagă pe mine. Neiertarea este ca și când bei o travă în speranța că moare celălalt. Și începi să mor tu de ciudă că nu mai moare el. Gândiți-vă când Pavel e la foc și se urcă năpârca aceea pe el, toți așteptau să se umfle. Și el nu se mai umfla. Și se umflau ei de ciudă că nu se umflă. Asta e un principiu spiritual. Neiertarea te distruge. N-am fost creați să nu dăm iertare. Când nu dăm iertare, specialiștii spun că foarte multe boli psihice și interne sunt cauzate de resentimente, de neiertare, de invidie, de ură, de dușmănie. Astea cauzează mare procent din, generează boli în organismul nostru. Suntem chemați să iertăm. Suntem chemați să oferim iertare.
Suntem chemați să lăsăm sângele iertării. Când Hristos s-a frânt, a curs sânge. Există această boală numită cangrenă. Boala aceasta se naște într-un context în care sângele nu mai irigă anumite țesuturi. Se produc obstrucționări și nu mai ajunge sângele să irige anumite extremități sau o parte, un anumit organ. În momentul în care nu mai este irigat, se produce această boală numită cangrenă, mortificare, necrozare. Și singura soluție este amputarea. Și ai scăpat. Este o cangrenă spirituală. Pentru că noi am fost creați ca prin noi să treacă sângele iertării. Amin. Și când sângele iertării este obstrucționat, apar tumori, apar chisturi, apar cancere, apar deformări, apar malformații, apar chestiuni care trebuie tăiate din noi. N-am fost creați nici măcar o zi să stăm supărați. N-am fost creați pentru asta. Pentru că mânia este cumulativă, ca un bulgăr de zăpadă. De aceea spune să n-apună soarele peste mânie, adică rezolvă-o repede. Spune și să n-apună soarele seara, dar și să n-apună soarele tău, că s-ar putea să mori și să mor cu neiertare. Și ea se cumulează, ceea ce n-ai rezolvat astăzi, se adună pe mâine. N-ai rezolvat mâine, se adună. Se adună și devine un bulgăr atât de mare că numai o dinamită îl mai sparge. Și mulți sunt legați pentru că n-au reușit să dea iertare. La cină, la masă, când Domnul frânge pâinea, ne spune cât mai are de frânt și de zdrobit în noi. El a fost zdrobit pentru blestemele noastre, străpuns, pentru fără de legi, pentru păcate. Dar știți care este partea frumoasă? Partea frumoasă e că la cină Domnul nu doar ne frânge, nu doar ne zdrobește, nu doar ne golește, ci vrea să ne și umple. Dar de El. Fiți plini de Duh. Fiți plini de mine. Mâncați-mă, cum spunea fratele. Savurați-mă. Faceți din mine stilul vostru de viață. Și l-au cunoscut la frângerea pâinii. În această dimineață, Domnul ne va deschide ochii ca să ne cunoaștem și ca să-L cunoaștem. Pentru că invitația este, veniți la masă. Și unii o să zică, dar nu sunt pregătit, dar mai trebuie să... Asta e o șoaptă diabolică pe care trebuie să o frângi în numele Lui. Când vei fi pregătit? Cât îi trebuie lui Hristos ca să te ierte și să fii pregătit? Dacă tu ești obișnuit să dai iertarea în câțiva ani altora, tu crezi că Domnul la fel îți dă iertarea ție. Nu-i trebuie Domnului decât un moment, pentru că cuvântul în Scriptură este fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și așa să mănânce. De ce să mănânce? Pentru că mâncând are viață, are resurse, are putere să ierte, are putere să se zmerească, are putere să se lepede de sine, are putere să se detroneze, să-și detroneze firea, are putere. Mâncând. E o teologie care s-a dezvoltat și care se numește o teologie a neputinței și o religie a supraviețuirii. Și ne târâm, uitând că noi am fost chemați la viață din abundență. Am fost chemați la o moștenire, am fost chemați să beneficiem de tot pachetul de binecuvântări de la cruce, în care este iertare, este eliberare, este vindecare, este salvare, este har, este înțelepciune, este putere, e tărie, tot
ce avem nevoie ca să trăim o viață din abundență. Pentru că Hristos n-a murit doar să ne scoată din moarte și să ne pună în viață, ci a murit să ne ia de la moarte, să ne aducă la viață și să ne trimită spre viață superlativă, din abundență, din abundență. Și tot ce dăm, să dăm din abundență, din toată inima. Pentru că eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă într-un mod abundent, din belșug. La masă, gândiți-vă, îl invită David pe Mefiboset, care era olog, pentru că vrea să-i arate binecuvântările lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu. Și știți ce este frumos la masă? La masă nu se mai văd picioarele amputate. Domnul ne privește la fel. La masă Domnul nu ne mai aduce aminte de păcate, pentru că El le iartă și le uită. Le iartă și le uită. Îngerii, într-o carte, cineva vorbea despre îngeri când a ajuns printr-o revelație în cer și s-au dat cărțile lui Moise, lui Avram, și când se uită acolo la Avram, nu vede că, știți, noi suntem foarte setați pe și ne justifică, a mințit Avram. Și ca să ne justificăm și noi. Și bineînțeles că unde se vede că a mințit momentul ăla? Și nu mai e. Sunt doar binecuvântările. Dar spune, unde e? Și Domnul îi zice, în momentul în care un om a păcătuit și a cerut iertare, i-a părut rău, s-a lăsat, călăuzit de mine, ca să-l pot scăpa de păcat. Am iertat și am uitat. Nu mai există păcate. Nu mai există. Nu mai există. Asta face Dumnezeu. Și la masă Domnul ne cheamă ca să mâncăm. Să ne uităm în ochii Lui. Pentru că, gândiți-vă, Mefiboset locuia la Lodebar. Lodebar era locul tăcerii. Lodabar este o negație și dabar e cuvânt. Loc fără cuvânt, locul tăcerii. Era locul resemnării în urma faptului că fusese respins, fusese abandonat. Și când ajungea un împărat nou pe tron, primul lucru pe care îl făcea, omora pe toți cei din neamul fostului împărat. Asta e o altă metodă diabolică, care se mai întâmplă și prin biserici, din păcate. Omora ca să se asigure că nu reprezintă din foștii o amenințare pentru poziția lui. Și avea el grijă să-i reducă la tăcere pe toți prin tot felul de metode din astea drăcești. De manipulare, de distrugere și de reducere la tăcere. David însă vrea să arate bunătatea lui Dumnezeu datorită legământului cu Ionatan. Și îl cheamă la masă și din momentul acela îl scoate din Lodebar, din locul resemnării, din locul falimentului și nu lasă să-l definească falimentul și falimentul părinților și a bunicilor și a celor din trecut. Spunea cineva, nu lăsa falimentul să te definească. Fă din faliment un moment, nu un monument. Nu lăsa să te definească eșecul. Nu lăsa să te definească păcatul. Tu ești deja definit de Hristos, de Dumnezeu. Revendică această definiție, această identitate, pentru că Domnul ne cheamă la masă ca să stăm totdeauna cu El. Fiecare, de data asta nu-l cercetezi pe aproapele, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și așa să mănânce. Pentru că Domnul la masă, la frângerea pâinii, vrea să-L cunoaștem. Vrea să-I cunoaștem harul. Vrea să-I cunoaștem harul, spune Pavel lui Timotei, întăriți-vă în har. Frații mei, avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Suntem dependenți de El. Avem nevoie de îndurarea Lui. Avem nevoie ca la tronul Lui. El este întronat prin laudă, a fost întronat aici. Și acum venim la tron. Și la tron beneficiem de har. Și Dumnezeu ne dă har ca să dăm har. Ne dă har ca să dăm har. Veniți la masă. Veniți la cină. Veniți în prezența Lui Hristos. Aș vrea să ne ridicăm parte din mesajul acesta. Într-o rugăciune personală, care lăsăm pe Duhul Sfânt să identifice în noi
tot ceea ce Dumnezeu vrea să detroneze din viața noastră. Interese personale, câștig meschin. Să slujim prin exemplu personal, ne cheamă Domnul. Să slujim prin chemarea pe cu bucurie. Să frângă, Domnul, egoismul din viața noastră. Să frângă duhul de neiertare, duhul de răutate. Și haide să rostim prin credință numele Lui și să proclamăm biruință peste noi. În această dimineață îl invităm pe Duhul Sfânt să frângă orice legătură în numele Lui Iisus Hristos, să ne elibereze, să ne golească de tot ceea ce îl ofensează pe Dumnezeu și să ne umple cu Duhul Său cel Sfânt și să ne hrănească cu pâinea Lui. Veniți la masă! Haideți să ne rugăm!